următoarea întrebare. Bună ziua! Au trecut ani de zile, mai precis vreo 8, de când am avut relația cu persoana pe care nu am putut să o uit nici până ziua de astăzi. Aveam 16 ani când am fost împreună și a durat un an. Despărțirea nu a fost una plăcută, iar pe lângă asta am fost și colegi de clasă. După despărțirea noastră ne-am mai întâlnit. Eu am plecat la facultate în Cluj, el a rămas în Vâlcea. Credeam că lucrul acesta o să ajute, dar nici vorbă de așa ceva. Când știa că sunt în Vâlcea, mă căuta și din păcate nu aveam puterea să-l refuz și să nu mă întâlnesc cu el. Au trecut mai bine de 3 ani, de când totuși nu ne-au mai interceptat și sunt convinsă că e cel mai bine așa. Eu am o relație de 5 ani, una serioasă. Cum este posibil ca în toți acești ani să nu pot uita de acea persoană? Este normal așa ceva? Sau, de fapt, cuvântul iubire tocmai la acest lucru se referă? Să nu poți uita niciodată persoana respectivă, să-ți bate inima până nu mai poți să respiri când o vezi, chiar și după atâta timp. Practic, trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că așa va fi mereu, să simt că îmi trădesc prietenul meu actual, țin foarte mult la el și nu m-aș vedea fără el, însă nu simte aceleași emoții, nu-mi bate inima la fel. Nici o relație nu seamănă cu alta, nici un sentiment nu seamănă cu altul. Relația cu fiecare persoană pe care o întâlnim în viața noastră este diferită. Așa este și în relația de cuplu. Nu ai cum să ai aceleași emoții față de un bărbat, așa cum ai avut față de alt bărbat. Ce aud eu de la tine este faptul că tu nu te-ai despărțit încă la modul real de prietenul de care vorbești. Ceea ce îți propun eu să faci este să-ți dai voie, să-ți iei la revedere, să-i dai voie să meargă pe drumul său, tu să-ți iei libertatea de a merge pe drumul tău. Dar este vorba de o curățare și de o desprindere dintr-o relație în care în acest moment tu nu mai ești. În momentul în care vei face această tehnică, îți vei da voie să-ți iei la revedere de la fostul prieten, nu vei mai avea acel sentiment că îți trădezi actualul prieten. Și îți vei aduce aminte cu drag, cu bucurie, de relația ta, relația pe care ai avut-o în liceu, dar în același timp îți vei da voie să mergi mai departe. Nu îți va mai provoca suferință. Un succes! Sunt Nușa Bugea, psiholog și psihoterapeut.